atâta timp cât am lucrat în Spitalul Județean la neurochirurgie, m-am întâlnit frecvent cu accidentele de circulație, care într-o perioadă ocupau, aș putea spune, locul 2 și 3 în statistica asta pe care o facem. În primul rând au fost hematoamele intracraniene sau cheagurile de sânge, cum se numesc popular, că bănuiesc că nu faceți o emisiune de știință, faceți o emisiune pentru lume, da? Deci cheagurile de sânge, un cheag de sânge care te poate omorâ. Fracturile craniene care au drept consecință rupturile de creier și așa mai departe. Eu am avut din cei 35 de ani cât am lucrat la Spitalul Județean, am avut așa o cazuistică destul de mare și un număr corespunzător de intervenții chirurgicale. Câteodată nu poți face nimic și te uiți la un bolnav, adică ești neputincios în fața lui, indiferent ce ajutor îl dai, cât de repede îl dai. Ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că la noi în țară, de mulți ani, s-a instituit această medicină de urgență cu aceste protocoale care sunt obligatorii de aplicat în orice spital atunci când un bolnav este traumatizat. Și protocoalele astea se referă la primul ajutor pe care trebuie să îl dai bolnavului la locul accidentului. Ați văzut probabil de multe ori că multă lume se îmbolzește să vadă ce face un bolnav, mare greșeală. Deci bolnavul ăla trebuie să fie preluat imediat de o echipă de paramedici pe care le vedem la ora actuală, pompierii, smurdul, doctorii care vin de la serviciile de salvare și care acordă primul ajutor acestor bolnavi, pentru că în felul ăsta le scurtează perioada de suferință neurologică în situația în care ei au o problemă neurologică. Aceste protocoale eu le-am introdus în spital cam din 96 și cred că la ora actuală se aplică la Spitalul Județean, nu știu dacă și în celelalte spitale din teritoriu, dar obligatoriu este ca toată lumea să respecte. În fond, ce sunt aceste protocoale? Sunt niște pași pe care trebuie să-i urmezi, dar niște pași absolut preciși. Adică să știi că trebuie să-i asiguri oxigenarea bolnavului, să-i imobilizezi coloana cervicală, pentru că la locul accidentului nu poți să-i faci o radiografie, și să-l transporti în condiții de siguranță. Dacă are o plagă, să-i opansezi, dacă poți să-i oprești sângerarea cu ceea ce ai la îndemână, bineînțeles, în condiții de asepsie, nu de... Adică să pui mâna pe el și să încerci să îl rezolvi la fața locului cu metode mai mult sau mai puțin medicale. În așa fel încât bolnavul, când ajunge în spital, să fie preluat de echipa de specialiști, să fie rezolvat, dacă se poate, și asta e idealul, în situația în care și spitalul are o sală de operație în care pot interveni absolut toți specialiștii ca să-i rezolve, mă refer la un politraumatism, să-i rezolve toate leziunile în prima fază când a intrat în spital. E un câștig nemaipomenit de mare și cred că spre asta ar trebui să tindem. Nu cred, sunt sigur că spre asta ar trebui să tindem toți.